ajunge dobi, mă, leva, că la trebuie. Bună ziua! Bună! Ce fel de proteste este așa? Cine îl organizează? Organizatorii sunt cetățenii. Aici nu-i concret. Aveți mai mult mașini de taxi, Yandex. Oameni lucrători, că am înțeles. Că ei singuri suferă de asta, că prețul la combustibil s-a mărit. Că ne uităm în buzunar, noi lucrăm, nimic nu avem venit. Că noi permanent plătim prețuri majorate. Asta nu e normal. Am înțeles. Și iarăși... Și încă mai crescut o săptămână, și ori două. Da, o crescut. Săptămâna trecută era... Dar înțeleg, protestați de mult și reacția e încă o scumpire. Da, s-a prinit că s-a scumpit până la 19:20 și am uia cu protestul nou, cu magră, cu două, suntem puțin. Depinde de benzină, sunt unele mai ieftine, alte mai scumpe. Asta, da, mă, azi e prețul uleacă mai... E mai mititel. Pentru că e weekend, știu, sunt niște reduceri. A, nu, nu. Bun, dar ce reacția e de la guvern, de la mass media, de la politicieni? Reacția că s-ar rădea mă început să vorbească în privința la combustibil, în privința la drumuri. A, deci are rost protestul, da? Este rost foarte mare, că protestul nu este organizat de politic, protestul este pașnic și a oamenilor simple, lucrători care o lipădat am iau lucru pe o oră, două, ca să iasă la un protest pașnic, spună nemulțumire. Dar când îl faceți? Sâmbătă, în fiecare sâmbătă? În fiecare zi. Chiar în fiecare zi? Dar cum de nu m-am văzut până amul? Sau... De la 5 până la 7 noi suntem permanenți. Puteți să vă uitați în cursul săptămânii, asta de-a mai deci dacă vrea să vină cineva, chiar și mâine, duminică, de la 5 la 7, da? Mâine, duminică, iară, de la 3 până la 5. Că e zi liberă, cam, că să aibă posibilitate să vină toți oameni. Și notificat la primărie, poliția nu intervine, carabinierii nu zic nici. Nu, conform Constituției. Ei poate să zic că aici nu-i voie de parcat, să arată semnul, pune amendă, iau semnul, scrie acolo câtă lume a fost amendată pentru așa ceva. Nu, nu, nu este corect și nu este drept. Constituția nu... Dar nu a fost, nu încercați să vă intimidez, vă amendeze. Nu, 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 polițiști foarte... Noi suntem pașnici, noi nu ducem oameni la ură, noi nu împărțim oamenii ăștia. Nu, poate să zic că ați încălcat regulamentul circulației rutiere. Tot una, vedeți că noi nu încurcăm la nimeni. Am înțeles. Noi la noi procesul... Și în afară de lozinca, ce e n-aveți alta, da? Sau sunt două noi acolo, nu da? Susținem aici niciun partid. Noi suntem vreți ca... Doar, cum? Reducerea prețului la benzină? Sau să subvenționeze statul sau cum? Da, și sub controlul statului, că bogatașul este acum benzinăriile și iarăși luăm că firmele tate sunt străine. Nu firmele moldovenești, a firmele sunt străine. Și uitați-vă și poate să prinească, ea că omul este străin. O grămadă benzinării, știu, prin sate, prin raioane, care aparține oamenilor de acolo. Nu, asta e filial. Așa. A firmă concretă e firmă străină. Am înțeles. Și să luăm altfel. Într-o bună zi la stăpânul să nu-i place prețul. El are venit 1,2 milioane pe lună și mai mult. Și nu-i place prețul. Și el sună în coaș, spune, ne trebuie mai mare preț, decât mai mare. Europa nu o să-l facă. N-a să cumpere nimeni, aducteți de România așa să cumpere. Scuzați, dați vă rog să spun până la urmă. Și stăpânul este ce spune. Mie nu ne plac prețul, dacă nu majorați prețul, eu combustibilul închid să-l duc în Moldova. Și uitați ce criză poate să fie, de atâta că el este manipulat de stăpân. Înțelegi? Nu-i monopol, există concurență, nu se aducă unul, o să aducă alții. Doamne, ferește, nu-i nicio concurență. N-o să aducă românii de la Rompetrol și Petrom o să aducă Lukoilul și cu Tirețul. Bine, firma Petrom a cui? Românească. E românească, firma Lukoil a cui? Rusească. Ce că într-o bună zi Petromul și Lukoilul spune, băi, n-a duce Petromul. Dar ce interes ar avea să nu vândă? Ei au interes să vândă cât mai mult. A nu se, n-a să-i placă când n-a să-i placă prietul. Prietul, că e mic, e adevărat că e cel mai mic la noi. Și asta e să ieși și-ați blochezi intrarea în combustibil în țară și la noi e criză, spunește, în timp de o zi să faci criză. Și o să dea să nu-ți poate, că statul n-are să mai aibă dreptul să implice că spune că asta e... Dar vedeți subvenționeze prețul la petrol, trebuie să ia tot din bugetul public, tot de la gura dumneavoastră, a mea, a pensionarilor. Statul să aibă venit, ea că ne-a prostit că statul trebuie să șadă pe seama oamenilor simple. Asta nu e corect. Statul trebuie să aibă un venit al lui. A care e venitul? Din impozite, de la asta, toți. Nu, asta nu e corect. Asta nu e corect. Funcționează ca un SRL sau din șantaj sau cum. Asta e șantaj. Ea că impozitul, nalogurile, impozitul, TVA, accizul, asta este ca un șantaj pe seama oamenilor. E așa funcționează statul. Deocamdată nu a fost inventată altă metodă. Asta nu e corect, statul să facă bani pe seama omului cetățean simplu. Dar din ceva trebuie să întrețină, primăriile, guvernul. Dintre ce și o privatizat și o distrus. Și din privatizări se face bugetul, dar din cât ai privatizat? Dar nu-și termină, te... Oare se formează bugetul, oare guvernanță nu-și dau de seama că el să fie implicat toate riscurile care au
poate să fie în cursul anului? Sigur că da. Dar ei nu-și bagă, nu-și iau în seamă. Dar toate riscurile astea merg pe umerii noștri, pe umerii cetățenilor, de rând. Sunteți de acord? Aici și ridicarea, cum domnul Valeriu zis, la transport, ridicarea la preț la combustibil, ridicarea tarifelor, da? Privatizarea întreprinderilor de stat care sunt bugetare, da? Care cine a mai rămas neprivat? Acum sunt cam toate private. Nu, chestia între și că se privatizează, se privatizează lucrurile care statul avea venit. Da, venit. Și da, este aeroportul, de exemplu, da, Fenosa, da. Acum metal Fenosa. Dacă vedeți că ei s-au gândit pentru și să aibă statul venitul când poate de pus în buzunar privat, și ei spun, ia că vedeți că noi îmi punem buzunar, noi pe seama oamenilor pe lumea să ridicăm impozite. Dar pe ce ideea vezi noastră cumva comuniste, socialiste? Cum de nu vă susține președintele socialist? Nu, aici de ce nu ne susține nici... Atamana ești cei mai mari hoț. A, deci ei nu sunt chiar socialiste, așa? Vedeți de ce nu ne susține că noi suntem aici nepolitici? Da, ideologic vă potriviți cu ideile socialiste. Nu, aici mai mult totuși protestul este, poartă un caracter social, nepolitic. Nepolitic. Cu regret, că de exemplu în 2018, da, la fix așa protest aici în Piața Mare Adunări Naționale, atunci a fost o rezonanță foarte mare. Tot era protest împotriva la ridicarea tarifelor la combustibil. Și atunci, Valeria, că nu ți-am minte, dar brusc a căzut prețul la combustibil. Da, eu când atunci, și atunci, pur și simplu, lumea era mai conștientă și mai trăgea nădejde că totuși va veni un regim care în stat și va rezolva toate problemele al noastre, nu al lor. Dar ei au făcut invers, problemele noastre ne-au lăsat cu noi, le-au îndoit, dar ei singuri au rămas. Da. Cu banii plini. Și foarte bine. Și iarăși eu spun că dacă în 2018, când s-a făcut protestul pașnic, pe noi încă nu era protestul, era numai postări pe Facebook. Polițienii, da, polițienii de atunci au văzut că oamenii s-au înleat, au dat într-o parte interes politic, în ce limbă oamenii și vorbesc, au dat atas într-o parte și au venit în Piața Mare Adunări. Aici când au văzut postările astea că oamenii s-au înleat, i s-o temut și brusc o dat drumul. Deodată și Filip atunci era la guvernare. Cred că era ajuns de alegeri și aveau, da, interes. Acum s-au prinit că atunci s-au putut, i se împlin și în prețul și brusc să-l dă înapoi, da, cu un leu și capiș și țină. După asta țină un an jumate cam așa și s-a ținut prețul. Cu un leu mai mult, cu un leu mai puțin, dar tot sunt prețurile enorme, nu? Aproape, da, un dolar sau un euro litru de benzină. De acord, nu, măcar era un câștig, măcar leu ăsta, noi l-am câștigat, asta este un câștig mititel, a este câștig și cu asta noi am arătat atunci, nu eu iarăși, toți așa care au fost, că niciodată eu nu mă fac pe mine. Oamenii care luptă, așa ești câștig, care sunt, care nu împart oameni, a care unesc oameni. Așa ești câștig. Așa și noi am câștigat. Uite, l-a chemat și așa a venit din trafic. L-a convins repede. Da, el a văzut omul care suferă tot suferă, un muncitor simplu, care suferă, nu așa care bogătaș. Oamenii trec măcar pe 5 minute, pe 1 minută, dacă îți trece, asta e foarte bine. Măcar că cu dumneavoastră noi suntem politici diferite, viziuni politici. Aia ca o mână caldă, că noi suntem amuia aici. Deci ești baricadă, da? Da, asta o mână caldă și asta este omenirea. Ei, vezi că eram cu alt protest, dar m-am oprit să văd și aici și zici. Și asta e bravo, și e ca așa noi să câștigăm și nu ne trebuie violență. Nu ne trebuie proteste pașnice ca să îi se vadă, să noi să îi impunem să lucreze. Până când noi tășiem și ședem acasă și ne împărțim în limbi, în poliși sau în partide, când ziua de azi la mine... Eu cum văd partidele, asta nu sunt partide, a sunt ca un fel de... SRL-uri, da, business acolo. Și SRL sau... Clanuri mafiote. OPG, cum în limba rusă. Da, grup fracțional organizat, sau sectă chiar, da. Ia că vă spun, ia că în ziua de azi eu văd parlamentari secte, eu văd în parlament și în guvern
Nu se spune, hai să construim o uzină, să avem de lucru oamenii ca să vină. Eu n-am avut în Parlament ca să măcșureze taxele, ca omul să fie mai bine. Eu văd în fiecare zi ce limbă noi vorbim, cum ne urâm unul pe altul. Cu Rusia ori cu România. Da, unul cu Rusia, unul cu România. Cum se numească strada aceea, Goga ori Suvorov. Asta nu trebuie cu asta policienii să ocupe. Policienii trebuie să ocupe, să întoarcă tăta averea înapoi. La moldoveni, nu numai la moldoveni, la cetățenii Republicii Moldova. Că aici noi trăim de diferite naționalități și noi trebuie și uniți. Că Dumnezeu ne-a făcut diferiți pentru aceea că sunt și mai frumoși. A nu ne-a făcut diferiți. Cât o să mai răbdați? Cât mai protestați? Până când nu câștigăm. Adică ce-ți câștigat? Să reduc cu 50 de bănuți, iată, un weekend-o redus. Gata, ce-ți mă acasă? Asta e o... așa, poate... asta că gura, poate a să închidă gura. Aha. Nu. Noi aducem până când conform Constituției. Conform Constituției este așa un punct acolo că lucrul pe primul casă, acolo, de prima necesitate, da, n-au dreptul să spună mai mult de 10%. Am înțeles. Tot așa și cu combustibilul, cu electricitatea, tot așa e acolo, nu mai mult de 10%. Așa cum se aduce din România litru de benzină, se aduce în Moldova până la stanția Pecu, e cu asta 10 lei. Și dacă luăm 10% conform Constituției, dar trebuie scoase 11 lei, dar nu 18, 19 lei. Mm-hmm. Bine, voi ceva ta, bine, faceți măcar un 15 lei. Mai bag e acolo. Măcar un 15, da. Că dacă ați fie 15 lei, mâine și produsele alimentare scadă. Și omul care avea 4.000 de lei sau, așa, luăm 4.000 de lei și el pe lună cumpăra 10 pâini. Când scade prețul, el să cumpere deamul 20 de pâini. Înțelegeți? Și foamea asta deamul altfel a să fie. Cu omul a să aibă de mâncare și deamul omul a să gândească la guvernați, nu de rău, a să gândească deamul de bine. Când ziua de azi la noi și deamul un timp de 30 de ani tot cu povești ne îmblă, că noi a să venim, că noi a să facem, degrabă și în Constituție a să fie scris că cu promisiuni. Promisiunea asta a străim toată viața. Da, sunt garantate drepturile în Constituție, dar numai pe hârtie. Da, în Constituție este scris că guvernatorul este obligat să facă tot posibil ca cetățenii să trăiască bine în țara lor. Și n-are, iarăși, eu spun, n-are diferență și naționalitate sau și limbă. Mie ne place să vorbesc în limba rusă și ne place să vorbesc. Cineva te spune în limba românească, cineva te spune în limba moldovenească, dar noi nu de asta nu trebuie să ne dizbinăm. Oricum e aceeași limbă, ne înțelegem. Când noi ne ducem, da, când ne ducem, cumpărăm ceva, ta, prietul nu ne întreabă. A ești român, moldovan, rus, bulgar, ucrainean, el ne trăsnește pe noi tăt. Așa ne sunt bogățaște, așa la bogătașul. Vrei să te prezinți, te rog? Chirca Valeriu. Valeriu Chirca. Da.